în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prea cu vioși, prea cu părinți, iubiți credincioși și credincioase. Timpul își cere drepturile lui. Timpul în care e administrat între cele două necunoscute de cel care le trăiește, dar cunoscute de cei care sunt pe lângă ei, între naștere și plecare. În seara aceasta ne-am propus noi să vorbim despre Fiul Omului sau despre Fiul Durerii sau Fiul Iubirii, Dumnezeu. Se sfătuiește cu Fiul, Tatăl cu Fiul, în care Duhul Sfânt pe ca ca semnal dragostei dintre tată și Fiul despre crearea omului, dar crea pe omul, ființă Vie fără de început și fără de sfârșit, odată cu Dumnezeu. În multe locuri, din Sfânta Evanghelie, Mântuitorul Iisus Hristos este numit Fiul Omului. În altele, Fiul lui Dumnezeu. Cine este acesta Fiul lui Dumnezeu? Sau Fiul Omului? Spune Sfânta Evanghelie. Fiul Omului este Fiul Tatălui și Fiul Fecioarei. E omul cel fără de păcat. Ne arată Ioan în capitolul 8, versetul 46, în Epistola către Petru, în 1 Petru, capitolul 2, versetul 22 și în Ioan, capitolul 3, versetul 5. Prietenul vameșilor și a păcătoșilor e acesta Fiul omului care a venit în lume să mântuiască pe cei pierduți, să ne arate nemărginita iubire a Lui Dumnezeu, să ne răscumpere prin sângele Său, să ne descopere Evanghelia Împărăției Dumnezeu și astfel să ne deschidă ușa raiului pierdut. Așa, după cum numirea Fiului Dumnezeu se referă la ființa și firea dumnezeiască a Domnului nostru Iisus Hristos, tot așa numirea Fiului omului privește înfățișarea Lui ca om. El a fost Dumnezeu, adevărat și om desăvârșit. Ca Dumnezeu s-a născut din Tatăl mai înainte de toți vecii și este una cu El. Ca om s-a întrupat din Maria Pecioara, născătoarea de Dumnezeu. Și să nu ne mai înșelăm cum vrășmașii Domnului care se pornesc împotriva lui, zicând că și el este făcut din poftă bărbătească și poftă femeiască. Ca numai după basmele și minciunile ereticilor, a scriitorilor, în lipsă de cunoaștere și de trăire, precum bărfesc ei, și nu cred în Dumnezeu, el, iată de 20 de veacuri, este consemnat în încrezul prin care cei 318 părinți de la sinodul din 325 consemnează primele definiții sau definiția sau simbolul credinței. S-a pogorât pe pământ și fu și Dumnezeu și om. Ce zic că nu s-a arătat cu adevărat, ci cu înălucire. Iar noi să credem că tot sufletul cu tot sufletul să mărturisim ca, un, ca nu cumva, vă părere vrășmașă și cu toată adeverința și adeverirea că El s-a arătat în lume și pentru mila sa cea multă s-a pogorât pe pământ, s-a întrupat din Duhul Sfânt, din curata Fecioară Maria și fiu om de plin și Dumnezeu de plin. Om fu ca pe om să izbăvească din întuneric, iar Dumnezeu el însuși, ca și pe Adam, să-l facă Dumnezeu și să-l sfințească. Să-l spășească. Cum și lucrurile lui, îl arată și îl mărturisește puterea lui în cele dumnezeiești, cu socoteala învață că este Dumnezeu adevărat, iar patimile lui îl supun și îl vădesc pe că este om de plin. El te va gândi cineva să va socoti în slăbiciunea cugetului său într atât chip, acela greu va să fie întrebat și spitit în ziua acea groaznică și înfricoșată a judecății, dacă va avea îndoială la venirea lui Dumnezeu în lume. Iar dacă nu, vom crede dacă nu ar fi avut trup. Maria Pecioară, ce purta, purta în pântecele ei? Pe cine vesti Gabriel Arhanghelul? dacă nu el era om în neste? Cine zăcu și fu în scutece, dacă nu a fost Dumnezeu? Păstorii cui se închinară, dacă nu a fost el om? Iosif, pe cine a ocrotit. Și dacă nu a fost Dumnezeu, pentru cui cinste, a cui cinste mergea steaua celui către dânsul, dacă nu a fost om? Maria pe cine a pleacă? Cui dă să sugă? Și de nu a fost Dumnezeu, vrăjitorii cui adusese rădarul? Dacă nu a fost om, Simion pe cine ți nu în brațe? Dacă nu a fost Dumnezeu, Cui se acum, stăpâne, să mă slobozești cu pace, dacă nu a fost om, Iosif pe cine a luat și a fugit în Egipt? Dacă nu a fost Dumnezeu, prin cine se umplu cuvântul care a zis? Din Egipt am chemat pe fiul meu. Dacă nu a fost om, Ioan, pe cine botează? Și de nu a fost Dumnezeu, cui zise Tatăl din cer? Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit. Dacă nu a fost om, cine se, po se posti, cine a postit, postit în pustie 40 de zile și 40 de nopți? Dacă n-a fost om, atunci, de ce a fost ispitit de vrășmașul în pustie? De aceea dacă cineva nu-L cinstește pe Iisus Hristos, ca Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, așa cum arătăm noi despre Maica Domnului, bucură-te, fica Părintelui, Maica Fiului și mireasa Duhului Sfânt prea binecuvântată. Dacă nu a fost om, cine îmbracă haine omenești? Și dacă nu era Dumnezeu, cine făcea puteri și minuni, cum a făcut Iisus Hristos? Dacă nu a fost om, cine a scuipat pe pământ și a făcut tină și a dat vedere ochilor nevăzători? Dacă n-a fost Dumnezeu, cine a făcut ochi și născuie dat ochi celui care se născuse orb? Dacă n-a fost om, cine a lăcrimat la mormântul lui Lază? Și iată, Fiul omului este Fiul lui Dumnezeu. Iar Fiul lui Dumnezeu este Fiul omului. Dacă nu a fost om, cine s-a statul la judecată înaintea lui Pilat? Cine a fost Dumnezeu? Cine înfricoșează pe cei care îl judeca? Pilat este înfricoșat. Că îl judecă pe stăpânul lumii. Ba mai mult, primește de la soția lui nimic să nu-i faci omului acestuia. Astăzi, mai mult ca oricând, Dumnezeu există. Pentru toate Suferințele din lumea aceasta și toate suferințele din lumea aceasta sunt cuprinse într-un singur cuvânt plin de viață: Durere. Durerea pe care Dumnezeu însuși a dus-o. Dumnezeu însuși și-a arătat neputința firii umane la durerea lui Dumnezeu, ca tapeteasma bisericii se crapă în două, se separă petrele, se deschid mormintele. Dacă El nu a fost om, Cine a strigat de pe cruce și a zis Eli, Eli, la vasa Bactani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai lăsat? De nu a fost Dumnezeu, cine a zis, Tată, iartă. Dacă nu a fost om, cine se Spânzură pe cruce cu tâlharii. De ce a acceptat el să fie între tâlhari? Cine i-a zis tâlharului, astăzi vei fi cu mine în rai? Dacă n-a fost Dumnezeu, al cui glas a auzit eu, iadul se cutremură? Se cutremură. N-a fost Dumnezeu cine sparse porțile iadului și rupsese în cuietorile și în lanțurile lui? Și acui, por, la cui poruncă ieșiseră morții din mormânturi și umblau pe străzile Ierusalimului? Dacă nu a fost el om, apostole, pe cine văzuseră când erau încuiați în casa cea mai de sus? De, nu a fost Dumnezeu? Cum ea, intră fiind ușile încuiate? Dacă nu a fost, a fost om Toma, al cui rane de cui ești de sulițe pipăie. Și n-a fost Dumnezeu Cui zise, Domnul meu și Dumnezeul meu. La toate aceste întrebări ne răspunde și David. Zise Domnul Domnului meu, șezi de-a dreapta mea ca om Domnul nostru, Hristos, este icoana, pilda, modelul de cistit, de adorat, de urmat pentru toți oamenii. El nu a omilit pe nimeni. A încercat, ca și pe cei care erau porniți împotriva lui, să le răspundă cu multă bucurie. Chiar și în fața a ceea ce. Trebuia să împlinească, acceptă cu durere și cu multă bucurie a iubirii, suferința pe cruce, de a ierta pe toți pe care i-a trăiat după chipul și după asemănarea sa, dar nu acceptă. Pe cei care și nu poate să fie de acord cu cei care erau în lucrarea de a împlini scriptura. Că va fi vândut fiul omului, dar va e prin cel care se va vinde, mai bine nu s-ar fi născut. iar Iuda, cel fără de lege, n-a vrut să înțeleagă. Pilat, arătându-l poporului jidovesc, a zis, Iată omul, fără să-l dea seama, el a mărturisit cu mare, un mare adevăr. Iisus e omul, omul cel adevărat, omul ieșit din mâna lui Dumnezeu. Adam cel nou, omul nevinovat, omul lui Dumnezeu. Așa cum îl vrea Dumnezeu, omul bun și sfânt, blând ca un miel și nevinovat ca un copil. Iisus Mântuitorul a fost omul tuturor virtuților, omul fără de păcat și plin de har, omul crucii și al durerii, mai ales al crucii și al durerii ne arată Isaia în capitolul 53. Prin viața sa de om, întiulul Hristos ne-a descoperit înțelesul suferinței și rostul durerii în lume. Suferința nu se tăgăduiește, ci se recunoaște. Durerea nu se neagă ce se rabdă. Ea este marele nostru dascăl și preot, care ne învață Evanghelia putere, înțelepciunii Lui Dumnezeu. Toți oamenii, toți la oaltă, fugim de durere. Fiul omului ne-a învățat să o răbdăm și să o suferim, cum a răbdat el nedreptățile oamenilor și cum a suferit el povara crucii și chinurile rănilor. De durere, ca și de moarte, nu ne putem ascunde. Oriunde fugim și ne ascundem, ea ne află și ne ajunge. Cel mai bun leac împotriva durerii din lumea aceasta este răbdarea și necărtirea, asumarea și iubirea. Răbdarea stânge durerea și mistuie focul suferinței. Dar acum să ne lăudăm în cazuri, când toată lumea fuge de durere, sunt oameni care, din pricina că nu înțeleg învățătura creștină despre suferință, nu pot împăca credința în bunătatea lui Dumnezeu cu răul din lume. Răul însă, sub toate formele lui, este cel mai bun dascăl. Binele și fericirea nu învață pe nimeni durerea însă învață pe toată lumea la fel. Doar durerea ne face pe noi să ne asemănăm cu Cel pe cruce, Iisus, în iubirea Sa. Iar durerea care aduce înțelepciune, în fața neputinții de a gestiona darurile primite. Durerea cea mai bună experiență, că spățanile cumințesc cu oamenii. Durerea ne întoarce la pocăință, mistuie răul și face pe om mai bun. În dar strigi, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Nu se convertesc până ce nu vine bătaia lui Dumnezeu. Durerea înfrânge trufia și nevia. Durerea aduce înțelepciune în fața neputinței Durerea înalță pe oameni și le face nume bun. Nimeni nu ajunge o mare fără să treacă prin școala durerii. Progresul e fiul durerii. Durerea povățuiește spre sfințenie. Oamenii durerii sunt oamenii virtuții și ai bisericii. Durerea ne învață să nu ne nebunim după lucruri trecătoare, că ce azi poți fi bogat, mâine sărat, azi domn mare, mâine nimic. Alexandru Macedonski a lăsat cu limbă de moarte, atunci când va fi îngropat, să fie îngropat cu mâinile afară, să vadă toată lumea că din tot ce a avut în administrare, nu a luat nimic cu el. Durerea ne face răbdători și tari. Copiii care cresc luptând cu greutăți, înlătură cu mai multă bărbăție greutățile vieții. Durerea ne învață iubirea lui Dumnezeu, ne duce la biserică, ne face să îngenunchem, să ne rugăm, ea desleagă și mântuie, de aceea se spune că e a opta taină a bisericii. Corespondentul la a opta zi în care Dumnezeu răspătește pe cei care și-au dus crucea până pe căpățâna Golgotei. Durerea ne învață iubirea de frate, în durere, oamenii sunt miloși și cei mari și cei mici. Dacă luăm de pildă doi oameni care stau în căperi separate, pe același pat al spitalului sau al suferinței, și care nu pot să umble, iar unul este lucrător de pământ, iar unul este împărat, durerea este la fel. Iar sufletul are aceeași valoare. Și a celui care este cel mai puțin, în lumea aceasta cunoscut, și a celui care este mult cunoscut în lume. Dați-vă cinste unul celuilalt și iubiți-vă unul pe altul. Într-o aceasta vor cunoaște că voi sunteți purtătorii durerii și ai mele. Durerea ne descoperă și întărește credința în viața viitoare și în învierea morților ne face să ne aducem aminte de veșnicie. Dumnezeu nu părăsește pe oameni în durere. Omul în bucurie, în a satisface simțurile și plăcerile, vrea să se ascundă oriunde. Și atunci când vine ispita peste el, Vrea să găsească orice soluție numai la Dumnezeu să nu ceară. Decăzându-și de drepturile de Creator și de Tată, dar în același timp și crezând că Dumnezeu nu vede, nu aude și nu este de față. Unii mă voi duce de la fața ta, Doamne, dacă mă duc în munți, ești de față. Dacă mă duc la mare, ești de față. Dacă mă cobor în groapă, ești din față. Și oriunde mă duce, tu totdeauna ești de față. Dumnezeu este pretutindeni și merge cu tine. Durerea ne arată cât suntem noi de slab și depărtați de Dumnezeu prin păcatele noastre. Durerea ne arată de oameni suntem. Iată câtă credință și ce fel de virtuți ne învață durerea prin Domnul nostru Isus Hristos, omul durerii și al suferinței. Câte argumente sunt în Sfânta Scriptură de la începutul lumii despre viața noastră, despre ceea ce credem noi și avem noi cea mai mare comoară, Sufletul. Și cel după care ne ghidăm, la cărui viață, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Nu doar o parte, totul. Să dăm lui Dumnezeu. Durerea e o mare înțelepciune. Să mulțumim Lui Dumnezeu că ne-a dat prilejul să ne lăudăm în necazuri, să ne pocăim, să ne întoarcem, să ne trezim, să folosim orice prilej de durere, de stigmat al suferinței în apropiere de Dumnezeu nu este leac în lumea aceasta mai bun în durere și mânghiere, mai mare în suferință decât iubirea și crucea Mântuitorului. Orice om în orice chinuri, trupești și sufletești, s-ar afla când cugete la viața și crucea Domnului, simte o mare alinare și o binefăcătoare consolare. Fiecare gândește atunci în sine. Dacă Iisus Mântuitorul nostru, de la venirea pe lume, că s-a deșertat de slava cerească, s-a coborât și a luat trup din Fecioara Maria, s-a făcut om pentru noi, s-a născut în nesle săracă și neîncălzită în Betleemul Iudei. A pătimit și a fost răsnivit. Atunci, cu atât mai mult, noi, cei care suntem canonisis din pântecele mamei, se cade să primim și noi ofranda dragostei și chemării Dumnezeu prin durere. Și numai după multe necazuri să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu, pe lângă Mântuitorul Iisus Hristos, toți Sfinții, proroci, apostoli, martirii și mărturisitori sunt pentru noi pilde mângâietoare în suferință și în lungă răbdare. Suferința e leac, amar, dar bun pentru sănătatea noastră morală. Precum aurul se curăță, se probează în foc, tot așa virtutea se arată în jerfă și suferință. Precum operele de artă se zemizlesc în chinuri sufletești, se ceoplesc prin lovituri de ciocane, așa și sufletul se curăță, sfințește prin dalta durerii. Nu există un obet sau o metodă mai bună prin care se curățe sufletul decât dalta durerii când oamenii dramatizează suferința lor, că au suferit, că au fost chinuiți, că au fost umiliți, că au fost încercați și că acum merită ceva. Încă n-au ajuns la înțelegerea pe care Dumnezeu ar fi vrut să primească de la ei. Totdeauna, după suferință, urmează pacea și bucuria. Ca seninul soarelui după furtună, după cum și Mântuitorul spune, voi veți plânge și veți stângui, iar lumea se va bucura. Veți întrista, dar întristarea voastră în bucurie se va întoarce. Suferința e răstignirea și furtuna după furtună, e liniștea și pacea sufletească. E bucuria și mângâierea în vieri. De aceea, în cruce, ne aflăm răspunsul și răsplata noastră este bucuria în Mântuitorul ne arată că eu sunt. Vița cea adevărată. Voi mlăditele, cel ce rămâne în mine și eu rămân în el. Acela aduce roadă multă pentru că fără de mine nu puteți face nimic. Ne mai arată. Eu sunt ușa. Prin mine de va intra cineva, se va mântui. Și va intra și va ieși. Și pășune va afla. Eu sunt lumina lumii. Cel ce vine după mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Iubiți credincioși și credincioase. Durerea. Nu există om pe fața pământului, indiferent de religie, așezare geografică sau nație, care să nu aibă o durere. De fapt, durerea este Plânsul Adamic, plânsul după paradisul pierdut din cauza neascultării. Omul. Omul pentru care Dumnezeu și-a dat viața. Este direct, iată, Fiul Omului. Fiul lui Dumnezeu. Vedem în personalitatea lui Isus Hristos căsături mângâietoare, întrucât că unul este Mântuitorul, unul este Învățătorul Lumii, în orice timp al istoriei, El este Învățătorul Ideal, dascăl tuturor viacurilor, și mântuitorul tuturor oamenilor, luminătorul minții, stăpânul inimii noastre. Lumina lui Hristos, întotdeauna a fost tratament, a fost călăuză, pentru că numai de gândindu-te la Isus și chemându-L la tine, deschizându-I ușa, el multă pace aduce. Nu există antidot în lumea aceasta mai bun, mai sfânt, mai curat, mai adevărat decât trupul lui Isus Hristos. Antidotul care vindecă orice suferință. Și orice neputință care dă sănătate sufletească și trupească este trupul și sângele Domnului. Bucurați-vă cât aveți șansa și cât vă ajută timpul în care vă consumați viața cu sănătatea dată de Dumnezeu să fiți cât mai aproape de cele Sfinte. Să vă spovediți. Spovedania nu-i doar un bilans în care trecem faptele bune și faptele rele. Și spovedania ne cheamă la îndreptare. Canoanele sau povața dată după Sfânta Spovedanie este să nu te mai întorci la ceea ce ai făcut. Ca să nu fii de râșba jocură dracilor și lumii. În același timp, este și asumarea Timpului ce a trecut, bucuria pentru prezentul care îl trăiești, și nădejdea și speranța pentru ziua de mâine, că vei depune înaintea lui Dumnezeu un proiect prin care să îndrepți viața. De aceea durerea este trimisă nu ca o pedeapsă în viața credincioșilor, în viața oamenilor. Totdeauna durerea este trimisă ca un răspuns al rugăciunilor făcute de tine, de ai tăi, de a fi mai aproape de cel care, în fiecare moment este însulițat, este răstignit, este încoronat cu coroana de spin și duce atâta durere pe crucea iubirii. Rugăm pe Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe toți Sfinții, să vă ocrotească viața să vă dea timp liniștit de pocăință, de îndreptare, de trezire, statornicie în credință, fidelitate față de credință și asumarea crucii pe care o duceți în Iisus Hristos, pe slava Lui Dumnezeu și a Sfintei Trăim. Amin.